Conform datelor înregistrate la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, din cele 371 de persoane, 363, 77.053 sunt tineri sub 25 de ani, 88.381 au între 25 și 35 de ani, 92.873 se încadrează în grupa de vârstă 35-45 de ani, 52.660 sunt persoane de peste 45 de ani și 60.396 au peste 50 de ani. Aceștia au beneficiat de servicii de mediere, informare și consiliere profesională prin Serviciul Public de Ocupare. După mediul de rezidență, 59,97% dintre persoanele care și-au găsit loc de muncă din programul ANOFM provin din mediul urban, iar 42,03% din mediul rural. Cele mai multe persoane au obținut slujbe precum muncitor necalificat în industria confecțiilor, vânzător, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor și muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, plăci mozaic, faianță gresie parchet, șofer autocamion, mașină de mare tonaj, manipulant mărfuri și lucrător comercial. În anul 2013 și-au găsit un loc de muncă prin intermediul aceluiași program 327.823 de persoane. Topul județelor cu cele mai multe angajări este condus de Timiș, cu 24.806 persoane ocupate în 2014. Suceava este pe locul 3.